mă bucur că văd mine, că crește mulți. Eu m-am făcut datorită, datoria la 4 ani, cu la tare, 77 ani. Deci că mai stau și eu pe loc să mai... Domnul să fie slăvit. Amin. O cu totul adevărat și vrednic de primit este cuvântul care zice privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, zice Domnul, să dau fiecăruia. Dar tu veghează, fii treaz, ca nimeni să nu-ți ia luna. Voi mai veni odată, cuvântul lui ne spune, voi mai veni la tine, păstarnică lume, dar nu mai urci o cruce ca și un muritor, să-ți fac ție scăpare din veșnicul cuptor. O, nu! Nu voi mai veni la ușa ta să-ți bat. De atâtea ori ți-am cerut loc și tot mai amânat. Cerul l-am părăsit și m-am făcut un slab al tău, ca din nou să te fac și pe tine un fiu al lui Dumnezeu. Am venit ca să-ți dau pâine și semne și minuni mari ți-am arătat. Dar, totuși, când am fost pe cruce, tu fere și orice mi-ai dat. Voi mai veni odată, bucură-te poporul meu, că locul ți l-am pregătit chiar sus în cer la tatăl meu. Zorile, Teca s-au ivit. Tu rabdă poporul meu că numai cu tine voi fi până la sfârșit. Căci am venit din cerul de la tatăl meu cel sfânt, ca să te fac pe tine să fii tu astăzi fericit. Am lăsat pe îngeri bucurie mare în cer și a venit în astă lume să sufăr marjure. Am lăsat chiar și tronul meu cel strălucit și a venit aici în lume și m-a strigonit. Picioarele mele au fost pironate, iar prin trupul meu s-a vărsat mult sânge. Mâinile mele tinse pe cruce, sutașul în coastă cu sulița mă munge. Chinuit pe o cruce și fiind un sete, oțet și cu fere mi-ați dat pe plete. Iar ca să pedeasma templului, în două s-a rupt. Cerul de-a mea jale în doliu s-a făcut. Minuni vreți multe. Răzata-mi pentru tine. Spune tu, drag suflet, ce faci azi pentru mine? Mica ta viață nu vrea să mi-o dai, să te duc odată cu mine în rai. O, va veni ziua odată când și tu vei bate, să te las să intri în a mea cetate, atunci eu cu mânie te voi alunga. Du-te, du-te de la mine, a spus slugărea, du-te în popul veșnic, unde se muncești cu toți acei oameni care nu se pocăiesc. Deci, suflete dragă, cât azi mai trăiești, grăbește la Domnul să te mântuiești, că de nu vii, rău o să-ți pară, pentru că n-ai ascultat. Te vei trezi odată afară și te vei ție condamnat. Deci, până ușa e deschisă, și cât mai ține harul său,